Maria Cheptenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Aceste imagini revoltatoare, surprinse la Criva, Briceni, au fost urmărite în toată țara. Camerele de supraveghere a benzinăriei din sat au înregistrat cum un bărbat ia la pumni un angajat al stației Peco și îl amenință cu cuțitul. Și mai revoltator pare a fi faptul că, de față, în acel moment, erau doi polițiști de frontieră. Aceștia însă nu au dat niciun semn că atacul asupra angajatului benzinăriei i-ar deranja și au continuat liniștiți cumpărăturile, iar înainte de asta au dat mâna cu atacatorul. Agresorul îl lovea cu pumnii în cap pe angajatul stației, iar într-o mână avea și un cuțit. Polițiștii însă erau mai mult preocupați de berea de pe raft. În această seară vă spunem de la ce a pornit conflictul și ce anume l-ar fi înfuriat pe atacator. Despre starea actuală a tânărului bagiocorit, justificările agresorului și frica angajaților pentru viața lor, discutăm astăzi. Cazul din benzinărie de la Criva a ajuns să fie discutat pe larg. Lumea este indignată de comportamentul violent al agresorului, chiar în ochii a mai mulți martori și mai ales în prezența a doi polițiști de frontieră, care pur și simplu au ignorat scena. Astăzi, împreună cu cei prezenți în platoul nostru, vom analiza rând pe rând toate detaliile acestui caz. Bună seara, stimați invitați! Și în primul rând vreau să vă întreb despre reacția care v-a trezit acest video. Prima reacție, care a fost? Prima reacție, nu vă spărați, aceștia băieți care de la poliția de frontieră, da? Erau acolo și au văzut tot, da? Au dat mâna cu omul, da? Afară din lucru. Afară, atât. Afară, deliberat din lucru. De atâta că el putea să bage cuțitul. Acolo e, Doamne ferește, ce a fost. Cum? Ăsta e polițist. Șoferul de la Maxi Taxi, în spatele lui 20 de oameni, el face ruta Chișinău-Briceni, el răspunde de oameni. Polițistul deși răspunde. De berea care trebuia să cumpere. Nu știu. Eu, sincer, prima oară când am văzut acest video, tot așteptam ei să intervină. Încă nu știam cu ce se va încheia această poveste și tot așteptam. La final am rămas cu gura căscată. Total uimită, așa e? Și mie mi s-a părut că este o reacție inadecvată și unicul răspuns care l-am găsit înseamnă că nu este prima dată, este o chestie care probabil se întâmplă destul de frecvent, dacă nu reacționează. Domnule Dron, dumneavoastră, ce e? Iată, prima oară când ați văzut acest video, la ce v-ați gândit? Primul gând care îmi vine, ei sunt într-o cooperativă, și atacantul și polițiștii. Cooperativa care ar fi? Ori este un contrabandist și prin intermediul acestor polițiști el lucrează și dânșii îi asigură coridorul, fiindcă reacția era una firească, e amicul lor, și adică nu ne băgăm în treaba amicului nostru. Ei nu erau la serviciu. Poate s-ar putea să greșesc, dar mai țineți minte acele imagini video când tot în raionul Briceni, dacă nu greșesc, a intrat peste polițiști, chiar în sectorul acolo, în secția de poliție, un contrabandist care i-a luat la pum pe polițiști. Prin urmare, dacă facem o paralelă, se pare că în zona aceea polițiștii sunt angajați contrabandiștilor. Ceea ce spune domnul Dron, într-adevăr, e o supoziție că sunt sau nu mână-mână. Noi putem să deducem din imaginile pe care le-am văzut, dar un lucru este cert. Acești oameni, purtând uniformă, fiind în exercițiu funcțiunii, indiferent că au venit să-și ia bere sau semințe, pentru că, din păcate, îmi dau seama că mai mult nu sunt bun de nimic decât să scui pe niște semințe, se fac complici la această infracțiune gravă. Ei fiind în exercițiul funcțiunii, prin inacțiunea lor, se fac complici la o fără de lege, în loc să o curme, așa cum le prevede statutul. Să vă povestim acum despre cei doi angajați ai benzinăriei din Criva, care au fost în tură în seara respectivă și au fost atacați în prezența câtorva martori, printre care și doi polițiști de frontieră. Atenție la ecran! Igor Gaidei are 20 de ani. După ce și-a ridicat diploma de mecanic auto, el s-a angajat la benzinărie de la Criva, unde muncește de 2 ani. Tânărul povestește că niciodată până acum nu a mai ajuns într-o situație atât de riscantă. Eu ședeam în telefon, eu nici m-am luat ca și cum prin surprindere, nici nu m-am gândit, că nici nu știam ce se întâmplă.
Și colega lui Igor, Carina Muzica, de 20 de ani, care lucrează casieriță, nu își amintește să fie avut vreodată un incident la muncă ce ar afecta-o atât de mult. Ea învață la distanță pedagogia și spune că postul de lucru la benzinărie îi permitea să se întrețină. Eu nu m-am întâlnit cu faptul că se chem pe buton sau... Cei doi angajați povestesc că în dimineața zilei când s-a întâmplat incidentul, aproape de ora 11, Vitalie David a venit în benzinărie să-și cumpere țigări. Carina zice că în local s-a stins lumina și ea nu i-a putut vinde nimic bărbatului, iar acest lucru l-a înfuriat. El avea impresia că el e persoana tare importantă, lui nu trebuie nimeni să-i refuză. Lui domnul în cauză i s-a apărut ceva că colegul meu i-a spus și Oleg s-a revoltat la el, după care e enervat s-a dus el. Igor povestește că Vitalie David era băut. Tânărul i-ar fi explicat bărbatului că nu funcționează aparatul de casă și l-ar fi rugat de mai multe ori să plece. Ca și cum ne-a amenințat că noi încă nu știm cine e el și el a să mai vii. Așa a zis că bun, încă voi nu știți cine seau și adică el încă să mai vii. N-am tras atenția la ce o să întâmple. Păi tânărul ăsta și fetița asta care cu greu au un loc de muncă la țară, statul ăsta care trebuie să aibă grijă ca să nu plece acești tineri de acolo, pentru asta noi plătim impozite. Să fie asigurată ordinea publică, siguranța, integritatea corporală, sănătatea cetățeanului și în prezența celor pe care noi îl plătim, ăștia stau și pur și simplu nu întrebim nimic. Îți stă mintea în loc, pur și simplu. Avion zboară, apoi naștere, naștere, doamna, strigă tot avionul. Avem un medic, doctor, da, avem eu, ia că e o doamnă, un bărbat, medici. Mă rog, asta e viața. Nu putem noi, cum Dumnezeu binecuvintează. Aici doi polițiști stau și caută pivă. Nu vă spărați! Și el spune la copii, la doi copii de 18 ani, tu încă nu știi cine ești eu, ei. Cine ești tu? Putregaiu. Foie-te! Dacă îmi permiteți, dar din păcate asta e realitatea în Republica Moldova. Trăim într-o societate violentă și asta depinde totul de noi. Inspectorii respectiv sunt reprezentanți ai organelor care aplică legea. Și în primul rând, chiar dacă atribuțiile unui polițist de frontieră nu prevede, conform legii cu privire la polițiști de frontieră, nu prevede expres că sunt obligați să ei participă la menținerea ordinii publice, dacă ca reprezentant a organelor de drept, ei trebuia să se implice, nu că să-l încătușeze, dar să cheme serviciile de poliție, patrula, să intervină, să facă careva acțiuni pentru a curma aceste activități. Ce vedem aici? O habarnare totală. Și anume, asta nu e numai cazul de acolo, de la nord. Și la sud, și în centru, și în municipiul Chișinău. Eu vreau să întreb mai ales doamna psihologă care este în platou. Au explicat cei doi angajați cam ce l-ar fi enervat pe acest tip. Și aflăm cu stupoare că e vorba doar de un pachet de țigări pe care... Nu i l-au vândut. Mi-imaginez dacă l-ar fi călcat pe coadă mai mult, mai dureros, ce s-ar fi întâmplat. Pentru o persoană agresivă sau pentru o persoană violentă, nu este important, da, să fie ceva major, să-l stârnească, da? Deci este suficient, nu știu, un pachet de țigări care n-a fost vândut. Deci oricare faptă mică, da, deci poate crea pentru el un incident. Deci, practic, nu caută motive serioase pentru a-și ieși din fire, cam sigur așa. Sigur că nu, deci este ca tip de personalitate, da, deci cu comportamentele agresive, pentru că comportamentele agresive sunt comportamente învățate, ceea ce a zis colegul anterior, pentru că avem în majoritatea cazurilor situații legate de violență într-o societate și asta înseamnă că și reacția polițiștilor de frontieră, cum cineva din colegi a zis, dacă ei au mai văzut, s-au întâlnit cu asta și au primit asta ca normă și atunci când un comportament agresiv este primit de către oamenii din societate ca normă, noi avem așa reacții care am avut acum. Vă
Noi i-am invitat pe cei doi angajați ai benzinăriei în platoul nostru. Tinerii însă au refuzat să vină spunând că le este frică. Totuși au acceptat să discute cu echipa noastră de filmare la ei în sat. Iată ce ne-au povestit despre momentul atacului. Atenție la ecran. Igor își amintește că seara pe la ora 7, Vitalie David a venit din nou la benzinărie. De la prima lui vizită a trecut o zi întreagă, însă de această dată părea și mai supărat decât dimineața. Când a intrat, avea un cuțit în mâna stângă, iar în dreapta ținea telefonul la care discuta cu cineva. În mine, da. M-a apucat de gât și vrea să mă arăta la cine vorbea el pe cameră. Caserița nici nu a reușit să-și atenționeze colegul. Vitalie David l-a luat pe Igor la pumni, de cum l-a văzut. Deodată a sărit la bătaie. Colegul meu era în sala magazinului și l-a îmbrâncit, l-a apucat de haine, a început să-l numească, să strige. Igor spune că a rămas nedumerit când a văzut că e atacat din senin. Povestește că s-a dat după teșgheaua magazinului, dar bărbatul a venit după el. Și apoi am trecut după... și el a urmat pe urmă de urmă mie. Nici un cuvânt nu i-a spus. Și a continuat mai departe cu bătăi. Carina își amintește că în zadar îi spunea agresorului să îi lase în pace. De frică, ea s-a ascuns în depozitul benzinăriei, dar agresorul a intrat și acolo. Eu deserveam clientul, după care eu la fel m-am speriat, el a trecut după masa noastră de deservire. Avem o cameră acolo de depozit. Când el a intrat și-l lovea, eu am intrat acolo, eu m-am speriat. Casierița spune că a apăsat de nenumărate ori butonul de alarmă și a așteptat minute în șir să vină agenții de pază, dar nimeni nu le-a venit în ajutor. Eu atunci apăsam butonul. Eu nu știu din ce motiv, el nu a reacționat nimeni. Carina și Igor sperau că polițiștii de frontieră care se aflau la benzinărie în acel moment îl vor opri pe atacator. Carina chiar a apelat la ei ca să intervină. Polițiștii de frontieră s-au prepuiat acolo. Eu le-am spus, rog frumos, poate liniștiți cumva, poate fășeți cumva. Polițiștii însă nu au întreprins nimic. Ambii erau preocupați să aleagă produse de pe rafturile magazinului. Și s-a făcut ca și cum că nu au auzit. Da, hai, ia că dacă întrebați sala, ce facem cu dânși? Hai să-i judicăm. Da, îi judicăm pe toți, îi punem răspunzătoare. Spuneți-mi, vă rog, dar deputații când se bată în Parlament, nu trebuie o căriți? S-au spânzurat și ei? Dar ia uitați-vă, dar nu formăm noi agresiunea asta? Mine mă interesează, nu polițiștii, mă deranjează situația că ăsta care a intrat, lui era, mă scuzați expresie, pufic de șeie. Cine este acolo? Că-i președinte, că-i prim-ministru, că-i polițist. El și-a făcut ceea ce a avut să facă. El știe că nimeni niciodată nu o să-i răspundă. Noi numiți pe domnii ăștia polițiști. Poliția frontieră provine, sunt succesorii foștii a grănicerilor. Ei iau funcțiile lor după lege. Ok, în o lege să-i numim este, polițiști de frontieră. Ca să știe lumea, în lege este interzisă atragerea polițiștilor frontiere la alte servicii și nu ține de zona de frontieră. Ar fi trebuit măcar să sune la 112. Da. E datoria fiecărui om cu spirit civic când vede un asemenea da, acasă să sune. Nu trebuie să fii polițist de frontieră să sune la 112. Și acum, întrebarea mea este dacă ei ar fi cumva reacționat, i-ar fi pus chiar la pământ, l-ar fi pus la pământ pe agresor, puteau fi atrași la răspundere pentru asta? Orice cetățean când vede că se comite are dreptul să-l reții pe cel care comite infracțiunea, se cheme poliția și poliția se clarifică în situație. Despre asta dar vorbim. El trebuie rolul lui activ de cetățean în societate să-l demonstreze. Asta este educația. Asta nu este omul în formă, dar este educatul în forma asta. De aici trebuie să ne uităm. Pe cine am luat noi în poliția frontieră? Și fel de oameni sunt acolo. Și de ce ei controlează autobuzele și marfa noastră, dar nu văd sufletele noastre omenești. Aici trebuie să ne uităm. Domnul Coval, mai e o chestie. Noi la televiziune tot dăm reportaje în care mai mari poliției vorbesc de fiecare dată cum muncim noi, cum nu dormim zi și noapte să creștem încrederea în poliție. Acum avem un caz strigător la cer. Ce fel de încredere în poliție să am eu? Unul la mână, când văd doi polițiști care stau de frontieră, fie că
aveau sau nu aveau ei mandat să intervină în momentul respectiv. Doi polițiști care stau impasibili, se uită cum este snopit un copil în bătaie. Asta e ceva inadmisibil. Totuși, spuneți că să nu încurcăm poliția cu poliția de frontieră. E greșită cumva denumirea aceea? Nu. Ar fi avut ei cumva mandatul să acționeze sau poate noi cumva o luăm greșit? Haideți să întrebăm în zona. Nu are atribuții, nu are dreptul el ca polițist. Doamna Cobă, haideți să întrebăm în câmpul textului legal. Dacă să vorbim, să vorbim cu text. Dacă nu avem în față, să-l cităm măcar la memorie. Din ceea ce spuneți dumneavoastră că el nu este obligat, ar trebui, haideți vă rog să ne citiți măcar la memorie acest text. Eu vă citesc la memorie articolul 24, alineat 4 din legea 320 din 2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului. Spune în felul următor: orice polițist, pe spatele ăsta este scris polițist. Este. Tel de la frontieră scrie polițist. De pe tot teritoriul Republicii Moldova, indiferent de funcția pe care o deține, indiferent dacă este în program sau în afara programului de lucru, în cazul în care este în prezența unei periclitări a securității publice sau o persoană este supusă un atac, el este obligat, 1. Să prevină aceste acțiuni, 2. Să curbe aceste acțiuni, 3. Să telefoneze la cea mai apropiată secție de poliție, 3. Să acorde primul ajutor părții vătămate, lucru care nu s-a întâmplat, să întreprindă acțiuni de reținere a infractorului și ultima, să întreprindă măsuri de conservare a probelor și paza locului de comitere a infracțiune. Tipii ăștia, nenorociții ăștia, au plecat din urma acelui tâlhar. Eu v-am citit din lege, atenție! Dacă citim această lege, în opinia mea, nu contează de unde vine el, de frontieră, sub frontieră, de sub masă, pe sub masă, este polițist, este scris polițist, are legitimație de polițist, legea 320 îi obligă, articolul 24, alineat 4, punct. Ce investigație trebuie să mai facă un ministru de intern? O investigație pe acest caz este o flegmă întregii societăți, a ministrului și a acestor polițiști. Imaginele de pe camerele de supraveghere în care se vede clar cum bărbatul de 47 de ani, Vitalie David, îl agresează pe Igor Gaidei, angajatul benzinăriei, au strânit un val de reacții pe rețelele de socializare. Oamenii sunt indignați de tupeul agresorului, dar și mai mult de reacția oamenilor legii. Imaginile video cu incidentul de la benzinărie de la Criva au adunat mii de vizualizări și comentarii pe internet. Oamenii condamnă violența de care a dat dovadă atacatorul și cer să fie pedepsit. Atacatorul trebuie să stea la răcoare. Comportament agresiv pentru care trebuie să ajungă la închisoare. În comentarii, internauții și-au exprimat indignarea față de lipsa de reacție din partea celor doi polițiști de frontieră. Mulți dintre oameni cred că aceștia ar trebui sancționați pentru asta. Asta e lipsă de omenie și competență. Nu sunt profesioniști și degeaba își mănâncă pâinea. Am văzut diferite cazuri de indiferență a polițiștilor de frontieră, dar ăsta a întrecut orice record mondial. Rușine pentru așa cadre și comportament. Dacă se întâmplă ceva și mai grav, să fie judecați ca complici. Halal de securitate, îs la o mână cu individul. Nimeni din cei doi angajați nu i-a răspuns. Ați văzut, băiatul lua un pumn după altul în cap, însă doar încerca să se ferească, nu și să cumva să-i răspundă agresorul. Vreau să știu dacă a procedat corect, dar mi este greu de imaginat ce ar fi făcut agresorul dacă băiatul și mai răspundea. Alexandru, tu ce crezi? Părerea mea este că a procedat corect, totuși, că nu, mă rog, nu s-a dat la bătaie și el cu ăla, pentru că era cuțitul, erau mai multe momente care puteau să ducă la un final mult mai tragic. Deci există o lege. Oricare conflictogen minor dezvoltă următorul major. Și în cazul băiatului, el a procedat într-adevăr corect. Pentru că dacă nu are putere fizică, da, să dea anumite riposte, sigur că în cazul dat trebuia să facă doar un singur lucru, ceea ce a făcut el. Să nu răspundă înapoi și dacă ar mai fi avut posibilitate, chiar să fugă. Pentru că viața, mă rog, are valoare în cazul.
Și... Dacă acest incident a avut urmări pentru polițiștii de frontieră, veți afla mai târziu la fel și comentariul atacatorului. Dar mai întâi, haideți să vedem cum angajații benzinării au reușit să scape din mâinile agresorului. Atenție, ecran. Când a observat că agenții de pază se lasă așteptați, iar polițiștii de frontieră nici nu au de gând să se implice, casierița a apelat administratorul stației. Și am văzut că mai gine de des sunt și administratorul și am spus, ia, uitați-vă ce se întâmplă la noi, pe cameră, uitați-vă. Administratorul stației PECO a anunțat imediat polițistul de sector. Între timp, el a intrat în benzinărie și a încercat să calmeze agresorul până la venirea poliției, povestesc tinerii. O stat acolo mai mult. Numai că e că a venit și administratorul, a discutat cu el, cred că cădea de acord cu tot ce spune el ca să-l liniștească. Însă nimic nu l-a putut potoli pe agresor până nu a fost doborât și încătușat de oamenii legii sosiți la fața locului. Dragii mei, uitați-vă, poliția putea să vină când băiatul ăsta de 18 ani, cu cei 7 ani de acasă, cei 18 ani de acasă, băiat foarte și foarte educat. Uitați-vă cât de frumos el vorbește, măcar că el a fost în serviciu, a venit poliția în sfârșit, cred că nu a venit cu mătri, dar au venit, cred că, de cei de pe mahală, care nu sunt neamuri așa cu băiatul ăsta. A venit un grup operativ. Bine că a venit, dar puteți să fie târziu. Și pentru fată și pentru băiat. Bine, noi spunem că domnul Coval spune că polițistul nu are dreptul să se implice când ceva se întâmplă polițistul acolo. Polițistul de frontieră. Poliția rătulea. Bine, dar dacă îl băteau ăștia angajații benzinării, îl băteau pe unul din poliția frontieră și trebuie să facă așa lant. Tot să uite. Așa iese. Ceea ce am văzut noi acum cu intervenția polițiștilor care au fost sunați peste nu știu cât timp, e ceea ce de fapt se întâmplă la noi în Moldova. Se reacționează în al 12-lea ceas după ce multe lucruri s-au consumat și de multe ori după ce a plecat trenul și e prea târziu să se facă lucrul ăsta. Iar acum să vedem de ce casierița benzinăriei nu a putut declanșa alarma, deși a apăsat butonul de mai multe ori. Iată explicația administratorului benzinăriei. A fost apăsat butonul de alarmă? Da, a fost. A apăsat mai multe ori și nimic. A apăsat și operatorul și casierul. A fost la îndemână, operatorilor la îndemână, casierul, a fost la îndemână. Da. Au venit cei de la securitate atunci? Nu, nu. Nu, și ei au fost ceva probleme. Ești nici se poate. În mod normal, cine trebuia să vină atunci când angajații au apăsat butonul de alarmă? Fază de stat. Ei au spus că trebuie să chemi inginerul și să vadă ce nu a fost chemare. Și atunci era urmează să fie. Poliția, eu am chemat polițistul sector și el deja a telefonat la 112, o chemat deja. Acum întrebarea este, cum credeți, cine ar trebui să răspundă pentru această situație creată? Cu butonul de alarmă nefuncțional. Ca să vă amintesc că întreaga scenă de agresiune a durat o oră. O oră. Problema constă în faptul că noi vedem o indiferență totală a tuturor. Poliția, cetățenii, polițiștii de frontieră, servicii de protecție a Ministerului Afacerilor Interne. Eu chiar vă adresez o întrebare, dar de ce oare nu erau aici pe un fotoliu reprezentanți ora Ministerului de Interne, ora Poliției de Frontieră? Ghiciți, domnule Cosma. Eu aș vrea ca să le dăm lor... Ghiciți. Ori nu este și asta o mușamalizare? Ori nu este asta o apărare a onoarei tunicii polițienești? Revin la agenția de pază cu care ar fi avut contract această rețea de benzinării. Cum credeți acum? Ei ar trebui să răspundă și, Doamne ferește, dacă se întâmpla ceva mult mai grav. Numai decât. Dacă este contract. Ei pot fi trași la răspundere. Numai decât trebuie să fie trași la răspundere. Și să plătească băietului, să plătească toate daunele și psihologic și fizică care au primit el. Domnul Latârșev, eu înțeleg, mă, ta ești artist, dar de-am voie să spun ca specialist. Întreprinderea de stat pază cu care este butonul este o întreprindere care păzește bunurile. Nu are treabă cu oamenii, nu, dar... Ascultă-mă. Deci nu are treabă cu salvarea viețelor omenești. Ei nu sunt polițiști,
sunt liber angajat. Stop. Și dacă pentru vine, dacă vine automobilul de la întreprinderea de stat pază, primul lucru ce-l fac, îi sună la poliție și vine poliția. Altă problemă e că statul nostru este impotent. Bravo. Și-o dat toate chestiile astea la întreprinderi de stat, mai bine zis, întreprinderi de diferite feluri, și poliția s-a spălat pe mână. Că nu trebuie să la buton să apese ca sireța, dar trebuie să sune 112 și să vie poliția. Domn noi colonel, suntem în stilul ăsta educați, că avem particular pentru și vreți, numai nu statul să ocupă de treaba asta. Dacă îmi permiteți, domn Covaliu, o să vă reproșez. De ce atunci mai avem dar serviciile de pază dacă ei nu pot să protejeze? De ce avem butonul de alarmă? Orice serviciu, inclusiv și poliția de frontieră, are drept și ei sunt obligați și are dreptul să aplice legea. Apoi să transmită conform competențelor celorlalte organe de drept care o să cerceteze acest caz. Polițiștii au ajuns la benzinărie la ora 20:30, deci atacul a durat aproximativ o oră. Un detaliu care nu poate trece neobservat este că în momentul când agresorul a intrat în benzinărie, el a dat mâna cu polițistul de frontieră. Haideți să revedem aceste imagini. Putem spune că el, acest agresor, îl domină și pe polițistul de frontieră. Ei se cunoșteau, s-au salutat și el să-i arate că eu sunt un pic mai tare decât tine și că și tu trebuie să te temi de mine. Îl mai zdruncină de câteva ori, deci poate fi interpretat și în felul ăsta. Prin comunicarea non-verbală, într-adevăr, deci dacă... Deci vă mai uitați la aceste imagini. Polițistul este cel care primul întinde mâna să zică bună ziua. Deci înseamnă că de acum, prin comunicarea non-verbală, este clar că ei se cunoșteau între ei. Însă, poziția agresorului, deci este puțin alta. Într-adevăr, cu aer de superioritate, da? Că uite cine sunt eu și acum am să-ți arăt ce pot. Și față de polițistul de frontieră. Avem pe de o parte polițiștii, nu fac nimic, judecătorii de instrucție îl trimit acasă, mai vin și procurorii. Nu mă tem de ministrul culturii, mă tem de cultura ministrului. Au de ce să se teamă acești tineri cum foarte să mult? Cum să se teamă dacă domnul are 30 zile sau domiciliu? Prima reacție, nu vă spărați, băieți care de la poliția de frontieră, da? Afară din lucru. Ori este un contrabandist și prin intermediul acestor polițiști el lucrează și dânsi îi asigură coridorul, fiindcă reacția era una firească, e amicul lor și adică nu ne băgăm în treaba amicului nostru. Puteți să bagi cuțitul acolo, acolo e Doamne ferește ce a fost. Mă deranjează situația că ăsta care a intrat, lui era, mă scuzați expresie, pofic de ce e, cine este acolo? Astăzi discutăm despre cazul care s-a întâmplat în benzinărie de la Criva, Briceni. Vitalie David, de 47 de ani, a bătut și a amenințat cu cuțitul un angajat al stației Peco din sat. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum doi polițiști de frontieră privesc indiferenți incidentul. Casierița afirmă că le-a cerut ajutorul, însă aceștia au ignorat-o. Agresorul nu s-a potolit până la venirea poliției, chemată de administratorul benzinăriei, care l-au doborât la podea și l-au încătușat. Acum, Vitalie David se află în arest la domiciliu, iar echipa noastră a reușit să discute cu el. Vitalie David, atacatorul de la stația Peco de la Criva, nu are voie să-și părăsească locuința, dar a vorbit cu noi de peste gard. Ce să fac? Trebuie să stau acasă, am arest domicial cu 30 de suci. Asta este. Iată explicația bărbatului despre atacul săvârșit în benzinărie. Chiar am enervat că un copil e s-a permis așa să vorbească cu mine. Și eu când am intrat de el, m-a provocat. Și eu eram un pic servit și el m-a provocat că dimineața el pe mine mă trimis și el e așa. Și asta cred că a fost o provocare și eram înfierbântat. Agresorul spune că nu a avut intenția să folosească cuțitul cu care îl amenința pe angajatul benzinăriei. El voia doar să-i dea o lecție. Ei cu cuțitul a făcut de mine, nu știu ce, știi, cuțitul este că eu îl țineam așa, că eu veneam din pădure. Eu am dat două palmeți de ei seama că nu vorbească așa cu mine. Și eu n-am vrut să-l lovesc, eu să vrut să-l lovesc tare, îl lovem deodată și cădea jos. Nici acum bărbatul nu consideră că ar fi comis ceva grav.
Nu știu, parcă n-a făcut la nimeni, poate, cine știe. Când eram noi mai tineri, noi avem o stimă față de oameni cei mai în vârstă și noi dacă chiar și poate și spunem ceva și dacă v-am văduă la urechea, venem acasă, nici nu tata noi spunem nică, nu mai știe nimeni. Să intre tu cu cuțetul de jumătate de metru, parcă jumătate de sabie lui Ștefan cel Mare, și el a venit să-l, așa, chipchipuri să-l spare, este un om sănătos, și stă la domiciliu, da? Atacatorul de câteva ori a repetat, el m-a provocat, și nu știu, să dau acum un exemplu, da? Deci dacă cineva își desenează o țintă și ies în stradă, asta ce ar însemna? Că ceilalți trebuie să fugă după armament și să înceapă a împușca în această țintă, făcând scuze sau zicând că m-au provocat? Mie mi-este interesant dacă el ar fi fost în stare și ar mai fi avut acest curaj să dea o lecție unui tânăr de vreo 120 de kilograme și de vreo 2 metri atunci. Dar avea și cuțitul în mână. Apropo, se vede foarte clar și din imaginele video, iar noi mai avem și imagini suplimentare cu acest cuțit. Haideți să-l vedem și chiar o să rog experții să comenteze. Până în anii 91, acest cuțit era atribuit la categoria armelor albe, care cădea sub incidența codului penal. Însă, după 91 încoace, deja portul ori folosința armelor albe nu cad sub incidența codului penal. Într-adevăr, este o armă destul de periculoasă, care poate provoca leziuni corporale și nu numai. Poate și aduce la decesul persoanelor. Deci nu este un cuțit din gospodărie, este un cuțit, o armă mai profesională. Armele de vânătoare, cuțitele de vânătoare, asta nu înseamnă că tu poți să o porți permanent în locuri publice și portul deschis astfel de arme constituie parte componentă a așa infracțiuni cum este hooliganismul destul de... Grav. Eu nu știu cum s-a simțit acel băiat de 20 de ani când a văzut această armă în mâna unui om extrem de agresiv, care îl și lovea și îl amenința. Nu știu, cred că și Alexandru, cu toată pregătirea lui fizic, ar bea-o cuțit, înapoi, nu? Dacă să revenim la declarația acestui potențial infractor, el de fapt are o versiune de apărare deja. Eu am fost provocat, cineva l-a instruit. Vă spun, nu știu până unde a mers investigația jurnalistică, dar ori este polițist sau cunoaște. Asta este o linie de apărare. M-a provocat și felul că l-a repetat de câteva ori denotă că această versiune de apărare i-a fost băgată foarte bine în cap și asta probabil a fost și în fața instanței. Toți rămânem la această imagine a potențialului infractor. Pe de o parte, pentru acești doi tineri, polițiștii nu generează siguranță. Pe de altă parte, o instanță de judecată în statul ăsta, un judecător de instrucție plătit tot din banii noștri, îl trimite acasă. Astăzi aceștia doi copii și tot satul. Băi, ăla l-a atacat cu cuțitul în prezența polițiștilor și ce i-a făcut? Stă acasă. Asta este tot ce se întâmplă în acest sat. Din cauza două autorități ale statului, Ministerul Afacerilor Interne și instanțele de judecată. Așa cum v-am spus, Vitalie David a fost reținut, polițiștii sosiți la fața locului l-au doborât la pământ și l-au încătușat. Șeful secției de urmărire penală de la Inspectoratul din Briceni ne-a comunicat că bărbatul se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru huliganism cu aplicarea unor obiecte periculoase și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 până la 12 ani. Iată ce ne-au mai spus oamenii legii. Bărbatul agresor era în stare de ebrietate sau nu? Da, el era în stare de ebrietate. Cunoaștem că tânărul care se afla la muncă în seara respectivă a avut de suferit și din imagine se vede că a fost bătut. El a fost examinat de către medicul legist, însă la moment raportul nu este finisat. Dacă s-a constatat, dacă între Vitalie David, bărbatul care a agresat tânărul angajat, și cei doi polițiști de frontieră, exista o relație, adică asta cumva influențează? Da, el nu vă pot. Acum se examinează procesul penal de către procuratură, ei și-o constate ce relație au avut între ei.
statul ăsta e terminat. Avem pe de o parte polițiștii, nu fac nimic, judecătorii de instrucție îl trimit acasă, mai vin și procurorii care îi înaintează o învinuire care de departe se pare una mai aproape de protecție decât de o viitoare condamnare a lui. Și aici vreau să revin cu ce a început de fapt domnul Coval. Pe de o parte vorbim despre efecte, dar care sunt cauzele? Și cauzele, ori că nu mai suntem stat, ori că angajăm incompetenți, sau, nu știu, nu mai sunt instituții responsabile. Care sunt cauzele până la urmă? Un polițist nu știe obligațiunile, fiindcă din ceea ce spune domnul Coval se pare că ei așa și interpretează. Eu sunt polițist de frontieră și nu am treabă cu poliția și nu citește legea 320 care spune polițist și nu face nicio diferență în care subdiviziune tu acționezi. Pe de altă parte, stă un judecător de instrucție care nu ia în calcul care va fi impactul acestei decizii asupra sentimentului de siguranță a locuitorilor din această localitate. Și vine un procuror care îi înaintează o învinuire care de departe nu este numai singură. S-ar putea să fie huliganism, dar însoțit de un act de tâlhărie. Și eu vreau să vă felicit pe această ocazie cu această emisiune, fiindcă noi trebuie să vorbim despre cauze. Despre cauzele. Finalul acestei emisiuni ar trebui să fie cauzele. Ce urmează mai departe? Spunea domnul Coval, da, că îi dăm afară, da, acțiunea trebuie pedepsită, dar nu este suficient dacă noi nu intrăm în dedesubturile cauzei. Și este regretabil că aici nu avem un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne care un gest al lui ar fi costat enorm ca și impact pentru întreaga societate. Domnilor, din numele aceștor bădărani polițiști care îi numesc dumneavoastră, eu îmi cer scuze și vreau să vă asigur că marea majoritate a polițiștilor își fac datoria. Și așa și este. Mulți polițiști riscă cu viața. Mulți polițiști, pentru un salariu mizerabil, își pun la bătaie viața având în spate o familie și niște copii. Dar cu părere de rău sunt încurajați ăștia, fiindcă ăștia nu au fost eliberați în secunda a doi din funcție. Ei urmează să fie supuși unei anchete. O să aveți asta o surpriză și mai departe, domnule Dron, pentru că nici în secunda a trei nu au fost eliberați. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre incidentul de la Criva, Briceni. Vitalie Davide, 47 de ani, a bătut și a amenințat cu un cuțit un angajat a benzinăriei din sat. Camerele de supraveghere au înregistrat cum doi polițiști de frontieră urmăresc indiferent scenele de atac, care a durat aproximativ o oră. Mai mult, din imagini se vede cum agresorul se salută cu aceștia. Deși casierița le-a cerut ajutorul, polițiștii de frontieră au ignorat-o, fiind preocupați de alegerea gustărilor de pe rafturi. Colegii mei au încercat să afle dacă cei doi angajați ai poliției de frontieră au fost sancționați pentru inacțiune și ce știe conducerea lor despre relațiile cu agresorul. Iată ce răspuns am primit. Procuratura Raionului Briceni a pornit un proces penal în privința celor doi polițiști de frontieră. În privința angajatelor care au stat pasiv, eu sunt de părere că și un om civil trebuie să acționeze altfel. Care în termen de 30 de zile, procurorul de caz trebuie să se expună. Este componență de infracțiune sau nu, sau disciplinar și așa mai departe în privința lor. Ofițerul de presă de la Inspectoratul Poliției de Frontieră ne-a spus că ambii colaboratori sunt cercetați într-o anchetă internă de serviciu. Polițiștii în seara respectivă se aflau în timpul orelor de muncă? Nu, era deja după orele de serviciu. Dar acest lucru contează în general? Contează, nu foarte mult, dar este un detaliu care nu cred că trebuie de ignorat. La modul practic, iată acești doi de polițiști de frontieră, în prezent, se află la serviciu, ei muncesc sau au fost suspendați din funcție? Nu au fost suspendați deocamdată. Ține de rezultatele anchetei, vom ști la final. Dar acum ei încă se află în serviciu. Totodată am aflat că, până în prezent, oficial, conducerea poliției de frontieră nu a stabilit dacă atacatorul se ocupa cu contrabanda și nici dacă între el și polițiști exista o relație de prietenie. În primul rând, este o situație și indiscutabil este un caz fără precedent și ne dorim transparență pe cazul respectiv. Purtătoarea de cuvânt îi spune, zici că era în afară, e un detaliu care nu trebuie de ignorat. Păi, oamenii ăștia primesc salarii de stat, vin în fața ziaristului și n-au nicio responsabilitate. El a vorbit cu dumneavoastră, această purtătoare de cuvânt, și el n-a citit legea. Cum putem să facem când auzi astfel, vorbește procuror 30 de zile, vorbește purtător de cuvânt, nimeni fără textul legii în față?
E regretabil, într-adevăr, faptul că s-a ieșit doar cu niște scuze destul de superficiale din partea conducerii și exprimă regretul și că va fi o anchetă de serviciu. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu trebuie să-ți exprim. Regretul trebuie condamnat la cel mai înalt nivel. Mi-aș fi dorit să aud și pe cineva din conducerea Poliției de Frontieră, că este și condamnă, că acești doi exponenți îmbrăcați în uniforma Poliției de Frontieră au fost eliberați din funcție și după aia să se facă toate procedurile, pentru că exact astfel asta, nu dă nicio lecție. Am vrut să discutăm. Ce deci după ce iese la tribună un ministru, un dită mai ministru, spune că regretă întâmplarea și totodată noi aflăm peste o zi, două, trei, că oamenii, bine mersi, sunt în continuare angajați. Deci care este valoarea regretului unui ministru? Nu mă tem de ministrul culturii, mă tem de cultura ministrului. Ea că este sfânta sfintelor. Atât. Eu nu-mi doresc ca noi, public, să executăm pe acești polițiști. Eu vreau ca ei să fie cercetați în baza unei anchete de serviciu, care este un caz, nu este complicat, poate fi finisat în cel mai scurt timp, anume nereacționarea, neprimirea măsurilor. Procuratura, iarăși vedem că anunță acolo niște lucruri, nu mai înțelegi ce fac și ei, provoacă un alt fenomen. Când cetățenii, neavând, pierzând încrederea în justiție, în poliție, atunci ei se adună și formează alte grupări și atunci încep reglările de conturi. Ca rezultat, avem deja mai multe victime, avem deja cazuri care atent chiar și la securitatea statului și la securitatea altor cetățeni. Și anume vreau să spun că ascunderea, ori păzirea onoarei tunicii, lucruri bune nu au adus și nu aduc niciodată. Mai bine ca acest caz să fie făcut public, să fie studiat, de ce nu, în colectivele polițienești, pentru a evita pe viitor. Să fie un caz, nu pur și simplu ca să executăm acești polițiști, dar acest caz să fie un punct de reper pentru a înlătura pe viitor astfel de comportamente nedemne de polițiști în organele de drept. Igor și Carina, angajații benzinăriei care au fost atacați de către agresori, spun într-un glas că le e frică. Mai mult, caserița afirmă că a fost atenționată, că ar putea regreta că a chemat ajutoare. Ambii tineri cer dreptate și protecție. Să auzim ce ne-au mai spus. Igor Gaidei, operatorul stației PECO, se plânge că incidentul i-a adus probleme de sănătate. El urmează acum un tratament neurologic, întrucât cele mai multe dintre lovituri le-a primit la cap. Pe partea capului și aici sus, așa. Eu așa mai avem probleme cu capul și cât m-am apărat, numai așa cu mâna. Carina Muzica, casierița benzinăriei, s-a ales cu o sperietură zdravănă. Ea zice că de când agresorul a amenințat-o cu cuțitul, trăiește cu frica că în orice moment bărbatul ar putea să se răzbune. Ea vrea ca el să răspundă pentru faptele sale. Eu am frică să nu vii în seara ori, cumva. Au spus un coleg de-a lui că degeaba ați chemat voi poliție, trebuie așa să vă lămuriți cu el, că el pe urmă să vii și să vă ucide. Cred că ar trebui să fie închis pe vreo câteva ani măcar. Și părinții tinerilor sunt îngrijorați de situația în care au ajuns copiilor. Tatălui Igor, Vitalie Gaidei, cere dreptate și vrea ca nu doar atacatorul să fie tras la răspundere, ci și polițiștii care nu au intervenit pentru a aplana conflictul. Și al puțin, pe dânși trebuie eliberați din serviciu. Eu rog toate organele de conducere că cum să iei măsuri cu treaba asta. Da, eu vreau dreptate și dacă nu o să găsește aici, eu merg mai departe. Cum credeți, în aceste condiții, acum, știind deja toată povestea, au de ce să se teamă acești tineri care și așa au suferit cum foarte să mult? Nu se teamă dacă angajații Poliției de Frontieră, după ce nu au făcut nimic în văzul multor persoane, au fost filmat cazul, mai departe lucrează și onorează atribuțiile și domnul are 30 zile la domiciliu. Și asta e tot. Cum să nu aibă frică? Domnule Dron, cumva v-ați referit la articolul pe care este cercetat acest caz și ați zis ceva de condiționat? Deci bărbatul, agresorul, ar putea scăpa cu un termen condiționat? Ipotetic,
Dacă ești condamnat pentru o acțiune de tâlhărie, în condițiile codului penal, absolut nu ai nicio șansă să obții o condamnare condiționată. E altceva când cauza este trimisă în judecată pe huliganism, acolo variantele, modalitățile de recalificare sau într-o altă manieră pot genera o sentință cu condamnare condiționată. Adică să aibă sentință, să stea acasă cum stă și acum acasă. Până la urmă, în țara asta ai impresia că toate legile astea au fost făcute numai pentru a proteja infractorii. Este protejat infractorul, stă acasă. Este protejat polițistul, că se duce anchetă. Nu este protejat cel care îl plătește pe polițist, pe judecător, îl plătește pe procuror, fiindcă aici este o afacere. Este o unitate de comerț privată. Angajații ăștia au fost scoși practic din activitate. Adică cel care plătește impozite, nimeni nu are grijă cum se descurcă el mai departe. Toți sunt îngrijorați, domnule, să respectăm drepturile polițistului, să facem anchetă, nu cumva, domnule, infractorul ăsta să-i încălcăm un drept. Dar dacă statul ăsta tot vrea să fie echitate, păi creați un fond pentru victime și astăzi să fie plătite victime din contul statului și clarificați-vă voi cu polițiștii până la capăt. Și dacă ar fi un astfel de fond pentru victime, ministrul de interne nu ar îndrăzni să spui că nu mai regretă, dar condamnă, fiindcă el mâine trebuie să recupereze acești bani. Până la urmă nu plătește nimeni pentru daunele aduse acestor persoane. Cum a zis cândva un înțelept, că dacă vrei să schimbi lumea, începe de la tine. În toată situația asta se vede așa ca un fir roșu la toți actorii sociali care au fost incluși în această situație și la noi inclusiv, că și noi suntem actorii sociali a societății date, toleranță. Toleranță la violență, toleranță la agresivitate. Și doar atunci când noi, toți absolut, da, deci de la mic la mare, o să opunem rezistență la violență și la agresivitate, noi nu vom avea mai mult așa cazuri. Deci, iată ce e ce văd eu. Atunci când societatea pierde încrederea în organele de poliție, în primul rând suferă omul de rând. Și atunci riscă fiecare să-și ia în mâinile sale să fie ca vendetă, da? Și atunci vom trăi după legea junglei și e foarte dureros. Acesta nu este un caz unic. Este un fenomen. Practic, localitățile Republicii Moldova, mai îndepărtate de centrele raionale, de Chișinău, sunt hărțuite de așa ziși eroi, cum este eroul în ghilimele de astăzi, și sunt localități în care seara inspectorii de sector se tem să iasă. Lucrul respectiv a devenit realitate datorită indiferenței noastre, administrații publice locale, a bisericii, a școlilor, a organelor de drept, toți avem rolul nostru în violența care bântuie prin Republica Moldova. Unica ieșire ca să ieșim din acest impas este să facem un front unic, să nu ne divizăm că cel e polițist, ăsta e procuror, eu sunt cetățean simplu. Noi toți trăim în Republica Moldova și de noi depinde foarte mult. Am văzut și din filmări indiferența organelor de stat. Avem foarte indiferent practic toată guvernarea, dar eu cred că cetățenii au un instrument foarte bun prin care pot depăși această indiferență. Noi avem mass media, noi avem rețele de socializare în care putem să ne expunem, putem să nu rămânem indiferenți și chiar vă rog foarte mult să nu rămână la maxim posibil lumea să vorbească despre acest caz și probabil cu timpul neindiferența, în primul rând, îi va încuraja pe acești copii, ei nu se vor simți în singurătate, ei vor fi absolut încrezuți că oriunde vor merge, vor fi oameni care sunt alături de ei, fără uniformă, fără pârghii, fără pile careva undeva, dar care vor fi de partea lor. Și probabil, foarte mult sper eu, într-un timp careva, dacă noi vom vorbi de astfel de cazuri, de alte cazuri, de cazuri unde merge abuz fizic în continuu, să se mai schimbe lucrurile. Când mergem peste hotare, și cred că mulți ați realizat, nu se vede atâta poliție în spațiu public, dar vine exact lângă tine atunci când ai încălcat. În Moldova este exact pe invers. Sunt peste tot, când ai nevoie, el nu este. Asta este diferența majoră. Eu am acceptat
să vină în această emisiune și am spus persoanei care m-a contactat, vin să fiu solidar cu ziariștii care au pornit această investigație și vreau să fiu solidar cu voi, în continuare să fim cu toții solidari cu acești copii care sunt fără protecție, sunt gata să le prestez servicii de apărare pe criterii de pro bono, voluntariat, pentru a le da siguranță, atâta timp cât acest stat nu le poate da această siguranță. Vă mulțumesc, domnule Dron, din numele acestor doi tineri. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.